Energia nu a mai avut parcursul de anul trecut din cupă. Odorheiu și-a învățat bine lecția și nu i-a mai lăsat pe Gorjeni să-i surprindă. După o primă repriză echilibrată, Odorheiu l-a prins viteză și s-a impus cu 32-28. Din păcate, așa este. Ne pare rău că n-am reușit să câștigăm și să mergem mai departe în Cupa României. Am învățat cu cupe europene, anul viitor nu vor mai fi aceste cupe europene. Fostul portar al Energiei, Ciobanu, le-a creat coșmaruri elevilor lui Andrieș, a închis poarta celor de la Odorhei cu câteva parade de senzație. Acolo s-a făcut diferența la intervențiile lui Ciobanu și, după cum s-a văzut, și la lipsa unei bănci de rezervă la nivelul titularilor. Energia nu va participa astfel în cupele europene în sezonul următor. Gorjeni au încheiat sezonul pe locul 6 și au fost eliminați încă din sferturile cupei. Vreau la acest sezon, am șters ceea ce am zis în acest sezon. Dacă reușeam să jucăm într-o cupă europeană, poate că era încurunat, era un an competițional extraordinar.